Story of my life. Da, 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 da. Salutare, amigos! Eu sunt Ami și bine ați venit la Story of my life. Sunt curioasă să văd ce cuvinte, din ce cuvinte o să-mi compun eu astăzi povestea, așa că hai să dăm drumul. Să văd cum mă descurc la acest joc. Scrisoare. Ok, scrisoare. Când am plecat la facultate, mama mi-a pus o scrisoare în geantă. Stai că eu trebuie să fac poveste acum, adică stați așa, că nu e așa ușor. Cafea. Cafea e pentru mine, nu știu, viață pur și simplu. E preferata mea. Ce aș putea să fac cu cafea? Nu pot să trăiesc fără cafea. Și să văd eu după aia cum le leg. Libertate. Sunt o fire sălbatică și pe aceea să trăiesc în libertate. Actor. La 3 ani și jumătate am urcat pentru prima oară pe scenă și am interpretat un actor grăbit. Piesa care mi-a adus și primul trofeu din carieră. Bobo. O, Doamne. Bobo este beagle-ul meu, pentru cine nu știe. Bobo. Ce să zic eu de Bobo? Bobo mi-a distrus jumătate din mobilă. Mobilă din casă. Năzbâtie. Cea mai mare năzbâtie pe care am făcut-o, nu mi-amintesc. Bunica. De lemn de la bunica. Bunica a fost cea care m-a învățat primul cântec. Copil. Încă sunt un copil. Și o să tot fiu. Party. Sper să fac cel mai tare party la 30 de ani. Peace. Bun. Energie. Evit oamenii cu energii negative. Yes. 4 inimi. Oh, ce drăguț! Acestea sunt cele 4 inimi. E vorba de tatuajul meu pe care l-am și o legătură de familie. Suntem 4, eu, fratele meu, mama și tata. Stai să văd. Tatuajul meu formează 4 inimi. Bun, și acum să le iau de la zero și să încerc să fac o poveste din toate aceste propoziții, da? Bun. Libertate. Ce am zis la libertate? Un actor este prima piesă pe care am cântat-o pe o scenă pentru că încă mă simt un copil și pentru că bunica a fost cea care m-a învățat prima piesă, prima melodie. De vreo năzbâtie nu îmi mai amintesc pentru că sunt o sălbatecă, pentru că îmi place libertatea. Cele 4 inimi pentru mine sunt cele mai importante de pe mână. Este ca un fel de scrisoare, după care mă pun frumos și beau o cafea, băutura mea preferată, și încerc să mă detașez de oamenii cu energiile negative și după care o să merg la party-ul meu de 30 de ani împreună cu Bobo, care mi-a distrus toată mobila din casă. Sper că v-ați distrat împreună cu mine la The Story of My Life. Eu m-am distrat copios, nu știam că o să-mi iasă o asemenea nebunie, n-are nimic logic acolo, să zicem, în mare parte, dar a fost o poveste drăguță. Vă pup!